Actualitatea românească. Bună seara, dragi prieteni, bine v-am regăsit la Actualitatea românească. Îmi cer scuze pentru mica întârziere de iată 7 minute. Am fost un pic ocupat cu realizarea sumarului acestei emisiuni. Un sumar care a suferit modificări până în ultima clipă, pentru că am primit niște informații noi, chiar înainte să intru în direct. Sper că nu sunteți foarte supărați pe mine, mai ales că avem o emisiune astăzi foarte, foarte interesantă, cu surpriză deosebită și sper să facem o audiență cât mai mare, astfel încât, cine știe, poate în sfârșit să reușim să intrăm și joia, de data asta, într-o emisiune interactivă împreună, voi întrebând în direct și eu răspunzând în direct. Vă mulțumesc oricum tuturor celor ce ați dat like-uri și distribuiri la ultima emisiune, cea de duminica trecută. Am ajuns la aproximativ 120.000 de vizualizări în total pe toate canalele de Facebook. Am ajuns la aproximativ 13.000 și 500 de like-uri pe toate însumat. Deci pot să spun că sunt mulțumit de modul în care evoluăm. Vă mulțumesc foarte mult. Este meritul vostru în primul rând, al celor ce urmăriți această emisiune și distribuiți. Nu mai stau să pierd prea multă vreme. De obicei fac acest scurt preambul ca să se strângă lumea, să nu vorbesc, să nu încep cu subiectele importante doar cu 100-200 de oameni în live. Dar iată, deja suntem destul de mulți, așa că intru în plin. Primul subiect, așa cum v-am obișnuit deja, probabil că ultima oară când voi trata acest subiect al casei regale britanice, probabil ați văzut, telenovela se apropie de sfârșit, Kate a apărut într-un scurt videoclip, plânsă și nefericită, mințind, spunând că are cancer și că de aia nu a mai apărut și că de aceea nici nu va mai apare. O minciună, desigur, spusă la presiunea serviciilor secrete care veghează la bunăstarea și progresul societății englezești. Sigur că era evident faptul că minte, pentru că un om care are cancer și face chimioterapie, în primul rând că nu are păr, în al doilea rând că este mult mai slăbit. Ea nu era slăbită deloc, nici nu era lipsită de păr, nu era nici cu perucă. Din informațiile pe care le am eu, nu are nicio problemă. Și cel mai bun semn că de fapt este o minciună a fost faptul că William, soțul ei, nu era lângă ea. Este în tradiția casei regale britanice ca întotdeauna să pozeze în familii fericite, unite, mai ales la greu să fie împreună. Și un astfel de videoclip ar fi trebuit să fie 100% împreună cu soțul ei, care să spună și el câteva cuvinte de susținere, care să stea lângă ea pe băncuță, chiar dacă nu prea cadra casa regală cu băncuța aceea în mijlocul unei grădini cu iarbă netăiată. Dar mă rog, ideea este că a devenit o certitudine faptul că între ea și William este o ruptură totală și ireconciliabilă. Faptul că este singură și își dorește divorțul nu mai este un secret pentru nimeni. Probabil că era nevoie de acest videoclip ca să justifice tăcerea de până acum și presiunea uriașă pe care o pune poporul englez și mass media internațională pe casa regală pe motivul acestei dispariții a lui Kate și pe conjugat cu asasinarea lui Thomas Kingston. Eu nu pot să vă spun decât că totul este o regie. O regie care a rezolvat presiunea care era pe casa regală și o regie care de acum încolo justifică absența lui Kate din viața publică pentru totdeauna. Probabil că vor spune
că nu mai apare Kate de acum încolo pentru că este foarte bolnavă și este foarte depresivă și e în tratament și etc. și etc. Peste luni și luni sau ani și ani vor găsi o nouă chestie cu care să reușească să o elimine de tot. Probabil vor spune că a murit și vor schimba identitatea sau cine știe ce vor mai inventa. Dragii mei, dacă în Casa Regală nu poate fi vorba, în Casa Regală Britanică nu poate fi vorba despre o împăcare, în niciun caz, am vești bune însă despre ceea ce se întâmplă în România, chiar dacă nu e vorba despre Casa Regală, în România avem parte de o mare împăcare. Sigur că probabil mulți dintre voi, cei ce mă urmăriți pe TikTok sau pe Facebook, nu ați aflat încă, doar cei ce s-au uitat la emisiunea de joi de la Luis Lazarus au aflat. Trebuie să vă anunț că eu cu Diana am reluat colaborarea. Nu pot să spun că ne-am împăcat, pentru că nici nu ne certasem. Între mine și Diana nu a existat niciodată efectiv o ceartă. Ceea ce poți să înțelegi prin ceartă între mine și Diana a fost o perioadă de 3 luni în care nu ne-am vorbit. Dar nici vorbă de jigniri, de înjurături, de atacuri la persoană. Sigur, unii fani de ai Dianei au interpretat ceartă faptul că eu în emisiunile mele, în analizele mele, atunci când venea vorba despre partidul SOS sau despre Diana, aveam o analiză obiectivă și corectă și atunci când era de criticat, criticam, când era de lăudat, lăudam. Și faptul că aveam și de criticat era interpretat de unii, vezi, Doamne, drept atacuri. Este incorrect. Eu sunt analist în primul rând și eu sunt dator să-mi informez prietenii în mod obiectiv, corect și nu părtinitor. Lucrul ăsta l-am făcut și înainte să am această ruptură cu Diana. Îl făceam și în emisiuni, îl făceam și în particular, dar bine, în lumea știa că suntem prieteni, acele critici erau privite cu mult mai multă toleranță. Acum, lumea știind că am fost oarecum certați, ca să zicem așa, unii membri SOS, unii simpatizanți ai Dianei, mai îndrăgostiți de ea decât normal, mi-au reproșat adesea într-un mod nu foarte civilizat și foarte frumos. M-au și jignit și, de fapt, cred că în toată treaba am greșit eu, în primul rând. Am spus-o și joi la Luis Lazarus și o spun și astăzi. Trebuia să am înțelepciunea de a nu răspunde urii, răutății și jignirilor cu ironiile mele. Sigur, eu n-am jignit pe nimeni niciodată. Unii spun că i-am făcut maimuțe cu buletin. Eu n-am făcut maimuță cu buletin niciodată pe nimeni personal. Am vorbit la general. Faptul că unii s-au simțit că ar face parte din această categorie a maimuțelor cu buletin, nu mai e vina mea. La fel cum nu e vina mea că studiile sociologice arată că 50% din populația României sunt analfabeți funcționali, adică oameni care citesc sau ascultă o emisiune și nu înțeleg. Asta nu înseamnă că acel studiu face pe cineva, în mod particular, analfabet funcțional. Dar sigur că sunt oameni care se simt cu musca pe căciulă. Sigur că nu trebuia poate să intru în... Mi-au spus mai multe persoane publice, a spus și Radu Moraru încă de acum 14 ani când am devenit persoană publică și am făcut primele emisiuni la Nașu TV, că nu trebuie niciodată să intru în replici, în discuții cu haterii care îmi dau comentarii negative sau mă jignesc. A fost o lecție pe care am uitat-o, dar pe care acum mi-am reamintit-o și recunosc că am greșit. Și veți vedea că de acum încolo, oricât mă veți înjura, oricât veți spune lucruri urâte și neadevărate despre mine, nu voi mai reacționa. Fit că mă doare să fiu făcut rădător și vândut când știu că nu e adevărat și iată, prezentul dovedește că nu a fost adevărat. Primul Laurențiu nu s-a vândut și nu a trădat niciodată pe nimeni. E bine,
Trebuie să vă așteptați, voi cei ce țineți foarte mult la Diana, cei ce țineți la mine, cei ce țineți la SOS, trebuie să vă așteptați că vor mai fi astfel de momente în care eu cu Diana să avem contre, în care să avem din nou perioade în care să nu ne vorbim. De fapt, asta n-a fost nici măcar prima perioadă de genul acesta. Vor mai exista astfel de momente pentru că suntem două pietre tari, pentru că suntem doi oameni cu principii care ținem la ideile noastre. Poate nu suntem destul de maturi încă, dacă nu reușim să gestionăm aceste discuții fără să se ajungă la rupturi, dar vă asigur că și eu și Diana avem inteligența și înțelepciunea necesară să trecem peste aceste momente. Și iată, joi, în direct la Luis Lazarus TV, s-a produs această împăcare, de care eram convins că se va întâmpla. Și mai mult, Diana mi-a propus să iau un loc pe listele europarlamentare la aceste alegeri din luna iunie, pe listele SOS. Sigur că mulți mi-au scris și au fost și comentarii care au zis că vrea să se folosească de mine, că are nevoie pentru că eu aș mai aduce și eu niște procente și că e frică că nu mai face acel 5% cu care să reușească să intre în Parlamentul European. Sunt niște răutăți din nou, pentru că vă spun sincer și Diana vă poate confirma, Diana îmi propusese să fiu pe listele SOS pentru europarlamentare încă de acum peste un an de zile. Și la fel ca și acum, i-am spus că mai discutăm pentru că o să se mai întâmple multe în timp. Aveam eu niște bănuieli, știam că o să se întâmple și niște certuri și niște mici rupturi ca cele care au avut loc. De când mi-a propus ea acum peste un an să fiu pe listele SOS la europarlamentare, ne-am certat de vreo 2-3 ori, ne-am certat. Am ajuns la rupturile acestea. Pentru că ceartă nu pot să zic că am avut cu Diana niciodată. Niciodată nu s-a întâmplat cum pățește cu soțul ei să ne înjurăm, să ne jignim, să ne atacăm public sau chestii de genul ăsta. Eventual am spus niște mici răutăți unul despre altul, dar în niciun caz ceea ce se întâmplă în relația dintre ea și soțul ei, unde este ceva de noaptea minții, îmi face rău și să mă gândesc, da, păi să comentez ce se întâmplă acolo, nu mi-aș fi imaginat că se poate așa ceva. Vă spun drept, în familia mea n-am văzut niciodată așa ceva, n-am văzut nici în alte familii, nu înțeleg cum se poate ajunge la așa ceva. Doi oameni când nu se mai iubesc, nu se mai suportă, se despart și gata. Dar după ce ai stat 7 ani cu un om, să ajungi să spui niște lucruri pe care eu nu le-aș spune nici despre cel mai mare dușman. Nu vine să cred. Nu mai vorbesc de am văzut aseară la RTV o emisiune în care, bă frate, cum să-ți ataci soția și interesele? Că e încă soția, nu e fosta soție, încă e soție. Poate se mai împacă, mai știi, se poate și așa ceva. Cum să-i ataci idealul acesta de a candida la alegeri, de a fi aleasă, să o sapi, să o lucrezi tu, ca soț sau ca fost soț? Îmi vine greu să înțeleg lucrurile acestea, dar ce să zic? Nu trebuie să-i judeci pe alții după tine. Dacă tu nu ai putea să ajungi în asemenea situație, nu înseamnă că nici alții nu pot să ajungă. Privesc cu toleranță acest lucru, dar cred că ar fi mult, mult mai bine pentru Diana, așa cum i-am spus și în emisiunea de joi de la lui, să se abțină la a mai da replici și să se abțină la a mai perpetua acest scandal, pentru că acest scandal nu face bine nimănui. Nici lui Silviu, nici Dianei, nici partidului SOS și nici copiilor Dianei. Ar face bine amândoi să se abțină, să nu mai se atace, cel puțin în public. Pentru că toată lumea are de pierdut. De ce să faci un lucru din care toată lumea are de pierdut? Dacă vreunul din ei ar avea de câștigat, aș înțelege. Da, e trist ceea ce se întâmplă, dar trec peste asta și mergem la propunerea Dianei ca eu să candidez pe listele europarlamentare ale SOS. Dragii mei,
Probabil vă mirați de faptul că nu i-am răspuns afirmativ imediat. Probabil că 99.999 de oameni din 100.000 de oameni ar fi zis da fericiți din prima, fără să mai stea pe gânduri. La mine nu este aceeași situație, pentru că la mine există argumente pro și argumente contra pentru a accepta o astfel de onorantă propunere din partea Dianei. În primul rând, că pentru mine banii ăia, indemnizațiile alea, salariul de la Parlamentul European, pentru mine nu reprezintă o miză importantă. Cu atât mai mult cu cât eu prin intrarea în acest joc al europarlamentarilor ar însemna să-mi neglijez total afacerile, ar însemna să pierd foarte mult din această cauză în afaceri și cu siguranță aș pierde mai mult din afaceri decât câștig din indemnizația aia de la Parlamentul European. Așa că din punct de vedere financiar, pentru mine este o pierdere. Apoi, dragii mei, eu am o vârstă și la vârsta asta, mai ales în condițiile în care vezi în ce lume nebună trăim, îmi doream să-mi trăiesc viața, să mă duc, să vizitez lumea, să mă bucur de prieteni, să mă bucur de mers la restaurant, la o bere cu prietenii, să mă bucur de croaziere, să mă bucur de acești ani care nu se mai întorc. Să mă bucur după o viață de muncă, după o viață în care eu am muncit 30 de ani, sunt chiar anul acesta să împlinească 30 de ani de când am început să fac afaceri, de când am înființat firma, prima mea firmă, și au fost ani în care am muncit 20 de ore pe zi. Se întâmpla adesea să adorm la birou cu capul pe masă și să fiu trezit dimineața de primii angajați care vin la serviciu. Deci, au fost ani foarte grei și pentru mine uzura 30 de ani de afaceri în România, dragii mei, nici nu vă imaginați ce stres înseamnă să faci afaceri un an în România. Da? Păi 30 de ani. Și în ăștia 30 de ani să n-ai niciodată pierderi, să n-ai niciodată o zi întârziere la plata datoriilor față de bugetul de stat, să n-ai niciodată o zi întârziere la plata salariilor pentru angajați, să n-ai niciodată un proces cu nicio firmă pentru că le-ai făcut cuiva vreo nedreptate sau că n-ai plătit sau că ai rămas dator. Nu e ușor în 30 de ani să faci așa ceva, mai ales neavând niciun contract cu statul român, neavând niciun sprijin nici pe linie politică, nici pe servicii secrete. Și plecând de la zero. Am început afacerile acum 30 de ani cu hainele de pe mine, așa cum o vedeți. Și cu salariul luat din ultima lună de jucat fotbal. Am jucat fotbal în tinerețe, am fost profesionist și sigur că da, nu era un salariu mare, dar nu era nici mic. Da, așa am început eu afacerile, așa am început eu viața. Deci, dragii mei, pot să spun că din punct de vedere financiar nu prezintă niciun interes. Din punct de vedere al vieții mele, eu pot să călătoresc mult mai mult decât la Bruxelles, în locuri mult mai frumoase decât orașul ăla, care nu este un oraș fantastic de frumos. Pot să-mi permit o viață mult mai frumoasă decât aia de europarlamentar. Nu vă spun că deja aveam rezervate și plătite mai multe excursii pentru următorii 2 ani. Acum, sincer să fiu, am o mare dilemă. După aia, dragii mei, eu n-am nevoie de să ajung în Parlamentul European, cum au nevoie alții de Nica de la PSD, de Vlăduț Voiculescu de la USR sau de Virgil Popescu de la PNL, ca să vă dau doar câteva exemple de indivizi care ar trebui să stea în pușcărie și care nu stau în pușcărie sau nu vor sta în pușcărie pentru că vor fi europarlamentari. Trebuie să știți că foarte mulți borfași, foarte mulți hoți nenorociți, trădători de țară, se bagă în Parlamentul European pentru că a fi parlamentar european înseamnă imunitate totală. Imunitate mai mare și decât imunitatea pe care ți-o dă Parlamentul românesc. În Parlamentul românesc ți se poate ridica imunitatea și poți să te duci la pârnaie. Și există câteva cazuri de genul ăsta la noi. Dar, ca membru al Parlamentului European, e aproape imposibil să ți se ridice imunitatea. De aceea,
Vă spun, n-am nici interesul ăsta pe care l-au mulți alții pe care îi vedeți pe listele europarlamentare. Eu n-am nicio problemă cu justiția, nu că n-am niciun proces, n-am nicio plângere penală de la nimeni și nici n-am avut vreodată. Deci, nici asta nu este o motivație pentru mine de a mă duce în Parlamentul European. De ce sunt totuși în cumpănă și de ce încă n-am luat o decizie? De ce n-am spus nu? Pentru că există și argumente pro pentru care cred că ar merita să mă duc în Parlamentul European. În primul rând, aș face-o pentru Diana, pentru că, așa cum știți, și n-am ascuns-o niciodată, nici în perioada când nu vorbeam cu ea, pentru că țin la fata asta și pentru că o apreciez foarte mult și e o onoare pentru mine să îmi ceară să fiu alături de ea acolo. În al doilea rând, pentru că știu că prezența mea pe liste ar putea atrage, poate nu prea multe procente, dar unul, poate chiar până în 2% în plus, și asta ar putea face diferența între a fi sub 5% și a fi peste 5%, și ar putea face diferența ca Diana și lui să ajungă în Parlamentul European sau să nu ajungă. Și atunci pentru ei aș face acest lucru, mai ales că cu siguranță eu voi avea pe aceste liste o poziție neeligibilă, adică cu șanse foarte mici să și ajung în Parlamentul European. Probabil că aș fi al treilea, al patrulea, al cincilea poate chiar pe listă, ceea ce ar însemna ca SOS să ia 10-12% ca eu să ajung în Parlamentul European, ceea ce e foarte puțin probabil. Dar mi-aș aduce în felul ăsta contribuția și aș ajuta SOS și îmi doresc să fac acest lucru, pentru că dacă nu reușesc să fac acest lucru, dacă SOS nu ia 5%, atunci voturile tuturor fanilor SOS se vor duce la PSD-PNL. Ceea ce pentru mine ar fi un dezastru. Pentru că eu îmi doresc ca în Parlamentul European să fie cât mai mulți conservatori, cât mai mulți oameni puternici care poată să se lupte cu satanele neomarxiste de acolo și ca să putem face un bine României. Păi dacă SOS, Diana, nu va ajunge acolo, toate voturile alea, 4%, vor fi pierdute și se vor duce la PSD-PNL și va intra pe listă Virgil Popescu în loc să intre Diana și Lazarus. Iar eu nu pot să accept așa ceva. De aceea ceva în mine îmi spune, bă, acceptă și vezi, poate ai noroc. Poate ai noroc să facă SOS-ul peste 5% și Diana să ajungă în Parlamentul European și tu să fii într-o poziție în care să nu prinzi Parlamentul European. Și atunci toată lumea fericită și toată lumea este ok. Eu zic că SOS poate să scoată 5%, poate să scoată și 10%, după părerea mea, dar acest scandal de familie nu a făcut deloc bine și săpăturile lui Silviu au afectat mult și au scos, eu zic că au reușit să coboare cel puțin cu 2% numărul votanților SOS și de aceea sunt mai reținut în a evalua câte procente va reuși să scoată SOS la europarlamentare, doar printr-o mobilizare extraordinară a fanilor SOS va putea fi un procent bun. Sigur că da, se poate ajunge și la un 10%, nu exclu nici acest lucru, dar acest lucru se poate întâmpla doar dacă se oprește acest scandal public cât mai repede, dacă Diana se liniștește, reușește să-și înfrâneze resentimentele și dacă reușește să devină foarte calmă și liniștită, astfel încât să ofere încredere. Pentru că oamenii atunci când văd un om că este foarte tensionat, foarte agresiv, își pierd din încredere. Este o reacție psihologică normală. Când, un om care este nervos, care este agresiv, care este plin de ură și răutate, nu inspiră încredere celor ce-l privesc. Oamenii
o percep ca pe o slăbiciune și are de pierdut partidul la aceste alegeri, în acest fel. De aia, sfatul meu a fost și joi pentru Diana și îl repet și astăzi. Să reușească să treacă peste resentimente, peste durerea pe care o are în suflet, să-și regăsească calmul, liniștea, echilibrul, ca să poată să inspire încredere celor ce o privesc și celor ce sunt astăzi încă în dubiu, să o voteze sau nu. Pentru că sunt foarte mulți oameni care sunt în dubiu, care nu știu ce să facă. Acolo se dă marea bătălie a procentelor. Iar ca să-i convingi pe aceștia care sunt încă indeciși, trebuie cu adevărat să inspiri oamenilor încredere și pentru asta trebuie să arăți că ești calm, echilibrat, zâmbitor, că ești detașat și n-ai nicio problemă. Chiar dacă în adâncul sufletului e durere, suferință, frustrare, trebuie să faci... Un om politic trebuie să joace și teatru. Trebuie să ai multe calități ca să fii un om politic de succes. Trebuie să știi să joci teatru, trebuie să fii viclean, trebuie să fii diplomat, trebuie să fii șmecher. Trebuie să fii un foarte bun psiholog. Sigur că da. Diana nu este om politic. Ea și spune că nu este om politic. Că ar fi și rușine să fie om politic, normal, și mie. Mi se pare cel mai urât lucru să fii politician, să nu fii bun de nimic altceva decât de politică, e o rușine. Dar dacă s-a băgat în horă, trebuie să joace. Ăsta este adevărul. Acum, dragii mei, până la alegerile europarlamentare există un alt hop foarte mare și foarte greu pe care trebuie să-l treacă Diana și SOS. Și asta se numește strângerea semnăturilor pentru a putea candida. Pentru că sistemul este de așa natură în democrația asta noastră originală, încât dacă nu strângi 200.000 de semnături ca partid, nu poți să fii pe listă. Deci nu participi la alegeri dacă n-ai strâns 200.000 de adeziuni de oameni care să zică da, vreau ca SOS să fie pe listă. Sigur că mie mi se pare o aberație. Pentru că îngrădești dreptul multora să participe la alegeri. Și dacă îngrădești dreptul, înseamnă că e o minciună. Prevederea din Constituție care spune că orice om poate să fie ales. Pe cum pot să fiu ales dacă, nu, dacă îmi condiționez de 200.000? Atenție, nu 2.000, 200.000 de semnături. Sunt foarte greu de strâns aceste 200.000. E și timpul foarte scurt, au mai rămas doar vreo 2 săptămâni. Deci, bă, fraților, dacă vreți să nu ajungă în Parlamentul European doar jigodile, doar hoții, bandiții de la PSD, PNL și USR, faceți bine și mergeți și dați adeziuni pentru SOS. Și dacă nu vă place SOS, dați pentru AUR. Tot e mai bine decât să nu se ducă nici măcar falși patrioți în Parlamentul European. Adică nu o să aveți ce alege dacă nu vă duceți să dați adeziuni. Și dacă nu sunteți pro-SOS, și dacă sunteți neutru, și dacă nu vă interesează, e vorba de o atitudine civică. Ajutați aceste partide patriotice să ajungă în Parlamentul European. Puteți să semnați pentru amândouă, și pentru AUR și pentru SOS. Puteți să semnați pentru toți, pentru ori, dar trebuie ajutați cei ce vor să participe la alegeri să poată participa, pentru că așa este real democratic. Deci eu vreau foarte mult să vă rog pe toți cei ce urmăriți această emisiune. Interesați-vă, intrați pe lista asta sos.ro pe internet și vedeți unde puteți în localitatea voastră să mergeți să semnați. De exemplu, la mine în Brașov am văzut că e un cort chiar în centrul orașului unde poți să semnezi pentru SOS. După aia sunt convins că poți să te duci și la sediu partidului în orașul din care ești. Interesați-vă unde puteți. Dați telefoane, întrebați la sediu SOS ce puteți face și nu numai atât. Părerea mea e ca fiecare că ar fi o atitudine civică, patriotică, adevărată. Ca fiecare, și o să fac și eu chestia asta, să iau mai multe formulare
și să strâng semnături de la membrii familiei, de la prieteni, de la angajați, de la cunoștință, astfel încât să ajut SOS cu cât mai multe semnături. Chiar dacă eu nu voi fi pe listă, e foarte posibil să nu fiu pe listă, dar e datoria mea civică să ajut niște patrioți să se ducă în Parlamentul European și să se lupte pentru drepturile noastre la o viață normală. Pentru că singurii care se luptă pentru drepturile noastre sunt conservatorii. Ăștia al de Rareș Bogdan și al de Tudose și Virgil Popescu, ăștia se duc acolo să slujească satanelor neomarxiste, să le bage pe gât LGBT, digitalizare, fără bancheș, fără obligatorie și alte prostii de genul acesta. Dacă vreți să ajungem la așa ceva, nu vă implicați. Dar după aia să nu plângeți, că uite ce pățim. Deci trebuie să trimitem acolo niște om și Diana este cu siguranță cel mai capabil om din România să se lupte cu bestiile alea de la Bruxelles, cu al de Ursula von der Leyen. Și asta am spus-o și când eram certat, să nu mă acuze nimeni că vezi, Doamne, acum aș periau. Că ar fi incorrect. Bun. Acum, dacă sunt printre cei ce se uită la emisiune și membrii din SOS, îi rog să scrie în mesaje numere de telefon unde pot fi contactați ca să trimită formulare pentru adeziuni în țară. Pentru că mulți probabil nu știu unde să trimită sau nu știu cum să intre în posesie acestor formulare și din lene, indiferență, ar fi vrut să semneze, dar dacă nu au listă și nu le iese nimeni în cale să le ceară semnătura, nu se implică. Scrieți pe mesaje la ce telefon pot să ceară, să comande formulare cei ce vor să se implice în strângerea de semnături. Acum nu știu dacă se mai uită vreun membru SOS la mine, sau că am rărit fanii SOS-ului pe pagina mea și e puțin probabil să fie cineva care să... Dar o să fac eu altceva. Mâine o să mă interesez de numărul de telefon unde se pot comanda aceste formulare pentru adeziuni și o să postez pe pagina mea de Facebook, aici unde mă urmăriți, astăzi pe Facebook, o să postez numărul de telefon unde se pot solicita aceste formulare. Bun. Dragii mei, pot să... Sigur, unii m-au criticat după emisiunea de joi, spunând că gata, nu mă mai interesează acum să sprijin acea formațiune nouă politică care ar fi bine să apară ca a treia cale pentru patriotism, ca să se adune toți patrioții care n-ar vota, să-și găsească și ei un motiv pentru a se duce la vot și a vota un partid naționalist. Rămân la aceeași părere. Părerea mea nu s-a schimbat. În România avem nevoie să mobilizăm la vot tot acest bazin electoral de 60-65% care ar vota partide patriotice. Astăzi, în situația actuală, doar aproximativ 30% din cei 65%, deci doar cam jumătate din bazinul, a persoanelor din bazinul electoral patriotic s-ar duce la vot, să-și dea votul lui AUR sau SOS. E nevoie să aducem la vot, da, sigur, nu poți să-i aduci pe toți 65%, dar măcar 55-60% să-i aducem. Pentru asta există trei alternative. Ori să apară o a treia cale, adică să apară o alianță a partidelor mici și să creeze o nouă ofertă politică, patriotică, care să fie sprijinită de mari intelectuali români. Așa cum v-am spus, încă de 3 luni de zile acest lucru. Din păcate, de 3 luni de zile încerc să mobilizez, să coagulez această a treia forță politică, fără niciun succes. Numai orgolii, numai răutate,
numai dezbinare, fiecare microlider din ăsta patriot spune nu pentru că ălălalt nu-mi convine, nu-i perfect, de parcă el ar fi perfect, fiecare găsește defecte la ceilalți, ca și cum el ar fi perfect și din ăsta este un motiv să nu se unească. Și atunci, dragii mei, iată, suntem după 3 luni în care mă lupt să coagulez aceste forțe patriotice și s-a făcut un așa bloc suveranist român, ceva de genul ăsta, unde am văzut că sunt 2 nume mai importante, Ilan Laufer și Bogdan ăsta, Orlando Teodorovici, dar care nici cum nu se pune problema să se unească cu o altă grupare care pare a se forma cu Aurelian Pavelescu și Dumitru Coarnă, iar partidele alea de apartament patriotice, partidele alea cu câte 2-3-5 membri, sunt debusolate și ori nu se regăsesc cu niciunii, ori se urăsc deja, ori s-au înjurat deja între ei și nici cum nu se poate ajunge la unitate în acest sens a creierii celei de-a 3 alternative patriotice. Și atunci rămân 2 posibilități. Ca cei 30-35% de oameni care s-ar regăsi într-un partid patriotic să se îndrepte ori spre AUR, ori spre SOS. Sigur că pot fi convins să se orienteze și spre AUR și spre SOS. Dar nu astăzi. Nu în condițiile de astăzi. În condițiile de astăzi totul este blocat. De ce? Pentru că în fruntea AUR-ului este Simion și nimeni dintre oamenii, cu siguranță, niciunul dintre oamenii care au sentimente patriotice, dar au și un alt grad de educație și civilizație, nu se vor duce să voteze cu un partid în fruntea căruia este un lider care își face o colegă de breaslă, ca să nu zic o colegă de luptă patriotică, o face scroafă. Bă, frate, nu vă supărați. Eu așa ceva n-aș vota în vecii vecilor. Cum să faci o femeie scroafă în plenul Parlamentului cu toate televiziunile pe tine? Cum să... Nu mai vorbesc de faptul că domnul Simion are bubele pe care le are, are problemele pe care le are, nu intru în amănunt că nu vreau să se zică că l-urăsc sau că îl săp eu pe Simion, dar... E clar, partidul este blocat AUR la 20%. Sigur că da. Dacă Simion ar face un pas în spate, un pas doi, astfel încât la conducerea AUR-ului să nu mai fie gruparea Coldea-Soroș, ci să vină un intelectual cu adevărat rasat de calitate, ca de exemplu Piperea, sunt convins că AUR s-ar duce la 30%. La fel, sunt convins că dacă la SOS Diana s-ar transforma din Xena războinică în Diana cea blândă și bună, sunt convins că la ce are acum cam 10%, s-ar mai adăuga încă cel puțin 10%, dacă nu mai mult. Problema este dacă acești doi lideri, Simion și Diana, sunt capabili să ia măsurile necesare pentru a convinge nehotărâții patrioți să meargă la vot. Sunt curios dacă... Dar am așa o mare îndoială și în privința lui Simion și în privința Dianei. Așa că probabil, dragii mei, va trebui peste 6 luni la alegerile... Nici 6 luni, mai puțin de 6 luni. La alegerile parlamentare pentru România să vedem că avem aceeași... Alianță PSD-PNL la guvernare, iar partidele patriotice nu numai că sunt doar 2, dar sunt și divizate și nici nu fac în total decât vreo 30%. Dacă vom continua așa cum e astăzi, ăsta este deznodământul și va fi grav de tot. Dacă la Bruxelles vor rămâne neomarxiștii lui George Soros și ai roșildenilor la putere, dacă în România va rămâne la putere această coaliție monstruoasă a trădătorilor de țară, e vai și amar de capul nostru. Nu știu ce se va alege de țărișoara asta, dar mi-e groază. Deci, dragii mei, speranța moare ultima. Să sperăm într-o minune.
că lui Simeon și lui Diana le vine mintea la cap, pentru că e clar că acea alianță, a treia cale pe care o nădăjduiam eu să se creeze, e clar că nu se poate crea și n-a rămas decât speranța asta, să le vină mintea la cap Dianei și lui Simeon. Sigur că doar printr-o minune se poate întâmpla așa ceva ca Simeon să-și cedeze locul din fruntea partidului și să-l lase pe Pipere. Sigur că ar trebui să se întâmple, poate nu o minune, dar ar trebui ca eu să am o putere mult mai mare de influență a Dianei decât am sau am avut vreodată, ca ea să mă asculte și din Xenia războinica să se transforme în Diana cea blândă și iubitoare. Dar sperăm. Asta e tot ceea ce avem noi, oamenii de rând, noi prăpădiții acestei lumi. Asta este tot ceea ce avem, speranța. Cu asta ne hrănim de mii de ani. Cu speranță și de-aia ne-am ales mereu cu sclavie. Dar asta e. Ne place, nu ne place, nu avem ce face. Dragii mei, trecem la actualitatea internațională acum. O actualitate internațională care devine tot mai periculoasă. Războiul este tot mai aproape. Iată, probabil ați aflat, vineri seara a avut loc un atentat terorist uriaș la Moscova. Aproximativ 150 de morți până acum, dar vor mai fi. În total vor ajunge la 170-180 până la sfârșit. Un atentat terorist la Moscova care nu are nicio rațiune. Am stat și m-am gândit, bă frate, ce îmi spune mie logica și ce îmi spune mie feeling-ul, nu? Cine ar putea fi în spatele acestui atentat terorist? Lucrul este clar, ucrainienii în mod normal, poporul ucrainian, conducătorii ucraineni n-ar avea niciun motiv pentru un astfel de atentat care nu-i ajută cu nimic pe linia frontului. Din contră, duce la răzbunare, duce la ură, duce la bombardamentul uriaș, cel mai mare de la începutul războiului, care a avut loc azi noapte. Deci, n-a folosit la nimic că au murit 140 de femei și copilași nevinovați acolo pentru soarta războiului din Ucraina sau pentru bunăstarea poporului ucrainean. Deci, guvernanții, poporul ucrainean n-ar fi avut niciun motiv. Ar fi aberant, absurd, adică Zelenski ar fi cel mai mare idiot să facă așa ceva. N-are nimic de câștigat, dar enorm de pierdut. După aia s-a întâmplat o chestie. A apărut un comunicat al unei obscure aripi a ISIS care a declarat și a asumat atentatul, cum că ei ar fi cei ce au organizat și produs acest atentat. Bă, fraților, în primul rând, că ISIS nu are absolut nicio motivare, în primul rând că nu mai există ISIS. Că ISIS au fost complet distruși. Nu mai putem spune că există ISIS. Nici nu au mai activat sub niciun form, nici sub nicio formă în ultimii ani, nu luni. Brusc așa apare ISIS, cu o capacitate fantastică, organizatorică, pentru că vă dați seama, nu e ușor să organizezi așa ceva la controlele care sunt, la felul cum sunt ascultate telefoanele, la felul cum sunt interceptate e-mail-uri, comunicații pe WhatsApp și toate alea. Nu e ușor să organizezi așa ceva, un atentat terorist care implică atenție, numai cei activi care au fost acolo la locul faptei. 11 persoane. Gândiți-vă că îți trebuie o infrastructură ca să-i aduci acolo. Îți trebuie să mituiești vame și îți trebuie să bagi arme în țară. În Rusia nu e ușor să bagi o mitralieră. Îți trebuie să ai niște strategi care să conceapă acest plan. Deci, ce vorba, bă, fraților? E vorba, e ca o uzină. Să produci o astfel de lovitură imensă. Cui? Rusiei. Și unde? La Moscova. Nu la Krasnodar, nu la Belgorod, la Moscova, în inima, în mijlocul KGB-ului, a FSB-ului, cum îi zicea. Acum, la nasul lui Putin. Bă, fraților, mie să nu spună nimeni o organizație teroristă care nici nu mai exista
și o aripă de care n-a auzit nimeni niciodată, a fost capabilă să organizeze un astfel de atentat. Asta este o vrăjeală de 2 lei. Dar, în schimb, se pune întrebarea, oare de ce? De ce să fie cineva ISIS care să-și asume așa ceva? Și imediat îți fuge gândul la informații care sunt publice, nu e fake news, nu e nimic, sunt informații publice, dacă căutați pe Google o să și vedeți, declarații în care se laudă Obama cu Hillary Clinton și cu John McCain că ei au fondat ISIS și se știe foarte bine că în timpul războiului din Siria ei i-au și sponsorizat, ei le-au trimis arme, ei le-au trimis bani, ei le-au trimis tot ce aveau nevoie ca să se dezvolte și să evolueze ca o organizație teroristă. Sigur, a spus-o și Donald Trump. Dacă vă uitați pe site-ul meu, aici unde este emisiunea, înainte de emisiunea mea, este o postare în care chiar Donald Trump, președinte fiind, recunoaște că ISIS este creația guvernului SUA sub președinția lui Barack Obama. Când președintele Statelor Unite spune că ISIS suntem noi, americanii, nu cred că mai poate să pună cineva la îndoială sau să zică că e fake news sau așa ceva. Deci este înregistrarea la mine pe pagină, unde Donald Trump recunoaște acest lucru. Nu mai vorbesc că există și poze cu Hillary Clinton și cu John McCain împreună cu primul lider al ISIS, al-Baghdadi. Primul care a fost considerat cel mai mare terorist din istoria omenirii, acest al-Baghdadi, care a avut atâtea crime pe conștiință, vă aduceți aminte cum le tăia gâtul la ziariștii americani. Pentru că omul, sigur că da, totul este regizat, așa cum v-am spus în multe alte emisiuni de ale mele, nimic nu e întâmplător, nimic nu e la întâmplat, totul este plănuit, totul e planificat și mai ales tot ce vedeți la televizor face parte din regie. Nu există întâmplare în tot ceea ce se întâmplă în lume. Inclusiv acest atentat terorist, dragii mei, dacă vreți să vă spun feeling-ul meu și logica mea, care nu m-a înșelat niciodată în 56 de ani, este că acest atentat a fost organizat de către MI6 și CIA în colaborare. De ce veți spune? Păi ei sunt și singurii care aveau interes. Se știe foarte bine că planul de instaurare a noii ordini mondiale prin acapararea Rusiei, a puterilor Rusiei, a eșuat. Și pentru asta Victoria Nuland a plătit cu funcția. E bine, planul acela a eșuat pentru că nu s-au gândit că vor întâmpina o rezistență atât de mare din partea Rusiei și o unitate fantastică a poporului rus în jurul conducerii. Nu s-au gândit că Putin nu va reuși să tragă sforile așa cum era planul, pentru că în jurul lui Silovichi l-ar fi mătrășit și pentru că l-au și mirosit, de altfel, și atunci a căzut planul acela de instaurare a noii ordini mondiale, s-a prăbușit totul și vă spuneam în emisiunile trecute că singura posibilitate și șansă care le-a mai rămas Rothschildinilor de a-și atinge scopul, și anume răirea populației, a rămas provocarea unui război mondial. Este de altfel și singura șansă prin care ei se pot salva din punct de vedere economic și financiar, pentru că Imperiul Americanoid se prăbușește, face implozie. Mai are de trăit maxim 6 luni de zile, dacă nu se întâmplă să izbucnească al treilea război mondial. Pe ei, pe americani, mereu războaiele i-au salvat. Pe ei, pe americanoizi, mereu războaiele i-au îmbogățit și au adus prosperitate și putere. Ei bine, ei și-au dat seama acum că a rămas o singură șansă pentru ei să obțină măcar remiză. Un război mondial pe care încearcă să-l provoace. Și acest atentat de la Moscova, părerea mea este că a fost o provocare. La fel ca bombardarea podului Crimei,
La fel ca omorârea lui Dugina și la fel ca multe altele sunt provocări, la fel ca ceea ce fac israeliano-americanoizii în Gaza, toate astea sunt provocări pentru a începe al treilea război mondial. Nici nu s-au așteptat satanele rothschildiene că lumea arabă, că Iranul, că Egiptul, că Arabia Saudită, Turcia nu vor reacționa la genocidul, la masacru inimaginabil pentru secolul 21 care se întâmplă în Gaza. Și iată că totuși, sigur că da, planul a fost să reacționeze și să înceapă al treilea război mondial. Iată că arabițoii au înțeles ce își doresc rothschildienii și nu le-au dat apă la moară, în ciuda faptului că acolo are loc un genocid al popoarelor arabe. Se pare că nici rușii nu vor și nu-și doresc să răspundă la aceste provocări și reacționează cu măsură astfel încât să nu fie niște represalii suficiente pentru a decide din partea NATO și a rothschildienilor intervenția, ceea ce ar însemna din nou izbucnirea unui al treilea război mondial. Dar eu vă spun că urmează de acum încolo săptămâni grele, cu provocări periodice. O să fie săptămâna și provocarea împotriva arabilor în Gaza și în Rusia la fel. Să ne așteptăm încă la multe chestii. Mă aștept la bomba atomică în Rusia, mă aștept la bomba atomică poate să fie nu neapărat să arunce cineva sau să detoneze o bombă atomică, ceea ce n-ar fi imposibil. Dar să pui o bombă la un reactor nuclear din Rusia este echivalentul cu aruncarea în aer a unei bombe atomice. Este foarte posibil să se întâmple așa ceva. Este foarte posibil ca englezii să reușească până la urmă, MI6, împreună cu ucrainenii, să arunce în aer podul Crimeei, care iară va duce la declanșarea celui de-al treilea război mondial, pentru că rușii știu foarte bine că ucrainenii n-au capacități ca să arunce în aer podul Crimeei. Și singurii care s-au arătat dispuși să ajute la acest lucru au fost englezii. E bine, eu vă spun sigur că dacă englezii reușesc să arunce în aer podul Crimeei, nu Putin, ci băieții din jurul lui vor hotărâ să trimită niște bombițe care să dărâme poate podul Londrei de pe Tamisa sau poate vreo bază militară englezească sau, de ce nu, poate o bază militară NATO. Poate baza de la Cogălnicianu, nu? Pentru asta nu reacționează NATO să declare război Rusiei. Sau poate baza de la Câmpia Turcii sau de la Deveselu. Vă dați seama, dacă rușii ar trimite o bombă, nu atomică, o bombă din asta, un FB-300, care să radă de pe fața pământului Deveselu sau Cogălnicianu, păi vă imaginați că se va declanșa articolul 5 al NATO și să înceapă războiul, să trimită americanii sau englezii bombe atomice spre Rusia? Trebuie să fii naiv. Să crezi că ar decide declanșarea unui război mondial un președinte de stat din cauza că, vezi, Doamne, românii au luat-o în freză. Păi cum adică? Au luat-o românii în freză. Dar dacă noi ripostăm la chestia asta, ne pomenim cu bombele atomice la Londra și la Washington. Și ei nu vor nici chiar așa. Ei vor un război mondial cu arme convenționale. Ei nu vor un război cu arme atomice. Ei vor rărirea populației, dar nu să-și distrugă planeta, proprietatea lor. Deci totul este până la război atomic. Sigur că le-ar place foarte mult niște bombe din alea electromagnetice, a la bugă ale rușilor, sau niște bombe atomice declanșate deasupra Europei, care să ne trimită în evul mediu, care să facă să nu mai avem energie electrică, să nu mai avem apă curentă, să nu mai avem benzină, să nu mai avem nimic. Și în 2-3 ani, populația ar scădea la 10%. Vă dați seama. Lucrurile sunt foarte complicate, dragii mei, foarte periculoase. Urmează
până în noiembrie, luni cu evenimente multe și grele. Eu sper să aibă rușii, chinezii și iranienii înțelepciunea de a nu riposta și a nu le da apă la moară, pentru că timpul lucrează în defavoarea satanelor rothschildiene. Dacă nu reușesc să-l asasineze sau să facă într-un fel încât Trump să câștige alegerile și vine Trump la putere, atunci putem spune că omenirea cel puțin pe moment este salvată, pentru că Trump va face în așa fel încât să detensioneze relațiile cu Rusia și China. Dar Trump, dragii mei, ca să ajungă președinte, va fi foarte greu. În primul rând că nu sunt convins că nu-l vor asasina ca pe John Kennedy. În al doilea rând, alegerile astea vor fi organizate de democrați. Bă, fraților, democrații sunt de fapt la cheii rothschildienilor. Rothschildienii nu sunt atât de proști cum a fost Trump și echipa lui încât să fie furați sau să nu fure ei în condițiile în care ei asigură organizarea alegerilor. Deja am văzut un sondaj de opinie nou care, ce să vedeți, îl dă pe Biden pe primul loc cu 1% în plus față de Trump. E de noaptea minții, adică nu pot să-mi imaginez că e atât de imbecil poporul american să voteze cu Joe Biden nici 10%. Da, păi 51%. Și totuși, vă dați seama că sunt niște sondaje mincinoase, dar de ce le fac? Ca să pregătească terenul să nu pară că s-a furat. Pentru că dacă sondajele de opinie înainte de alegeri arată că Trump ar avea 70% și Biden 30%, nu mai poți să falsifici alegerile. Nu mai poți să furi alegerile pentru că e evident pentru toată lumea că îi furti și acum, adică la sondajele de opinie era 70-30 pentru Trump și după aia la numărarea voturilor e 51-49 pentru Biden. E clar că este furăciune. Dar dacă manevrezi din timp cu 9 luni înainte de alegeri, dacă manevrezi sondajele de opinie, le faci mincinoase, și faci să pară că Biden e favorit, atunci poți să furi în la greu, la voturi, pentru că rezultatul nu o să facă altceva decât să confirme sondajele de opinie premergătoare. O să zică rothschildienii, păi uitați-vă, mă, de cu 9 luni înainte deja era favorit Joe Biden. Ce e așa mare surpriză că a câștigat alegerile? Nu, e normal că era oricum favorit. Și atunci vor putea fura astfel încât să câștige alegerile. Eu, sincer, nu-i dau nici 10% lui Trump să câștige alegerile. Dar sunt oameni care cred că va putea... Bă, deasupra vă mai spun o chestie. Sigur că da, Trump este rău cel mai mic. Dar bă, fraților, acum ca o mică paranteză. Bă, fraților, nu știu dacă ați văzut. A fost judecat și condamnat pentru evaziune fiscală, prea cinstitul Donald Trump, a fost găsit că a furat statul american de vreo aproape 500 de milioane, jumătate de miliard de dolari. Adică n-a plătit impozite și taxe. Omul și recunoștea în timp ce era președinte și îl anchetau pentru evaziune fiscală. Omul ieșea senin și recunoștea. Păi ce credeți că stâmpi să plătesc statului american taxe? El n-a plătit niciodată nicio taxă la statul american. Și acum l-au dibuit democrații, normal, că a fentat vreo 500 de milioane. Bine, asta între noi fie vorba e doar vârful icebergului. Eu sunt convins că l-a furat cu vreo 5 miliarde, cel puțin. Dar, ok, 500 de milioane și l-au pus să le plătească. Pe marele miliardar Donald Trump, care se lăuda că are o avere de nu știu câte miliarde de dolari. Bun. L-a pus să plătească acum amenda. Ce credeți că spune Donald Trump? Că el nu are bani să plătească această amendă. El nu are de unde să ia 500 de milioane. Păi mă, nu ziceai că nu te lăudai că ești un mare bogătan și că tu n-ai nevoie să furi și să iei pagă că ești miliardar? Bun, n-ai. Dar ce face Donald Trump acum? Pentru că amenda trebuie plătită, nu? Cere ajutorul poporului american să facă americanii săraci prăpădiții de americani care n-au bani nici să se ducă
la buda comunală să strângă, să facă chetă, bănuț cu bănuț, ca să-i plătească lui amendă pentru evaziune fiscală. Băi, vă dați seama ce nesimțit. Vă dați seama cât de nesimțit trebuie să fii să te autodeclari miliardar, să primești amendă pentru că ai făcut evaziune fiscală, că n-ai plătit impozite în mod normal și corect statului, pentru că te-au întreținut și te-au făcut miliardar sărăntocii cetățenii de rând, iar când trebuie să plătești din urmă măcar o parte din ce ai furat, să ceri oamenilor amărâți care trăiesc depozit pe alta să spună mână de la mână să-ți plătească amenda. Bă, cum să fii atât de nesimțit? Băi, fraților, ce blestem pentru acest popor american să aibă de ales între satana aia de Joe Biden și între nesimțitul și imbecilul ăsta de Donald Trump. Ce dramă, bă, fraților! Mai văd pe câte unul că e mare fan Trump. Păi, de cap! Cum să fii mare fan Trump? Sigur că da, și eu zic, decât să ajung să rămână Joe Biden și să ne rărească ca dracu, tot mai bine Donald Trump. Așa am zis și data trecută când a fost ales. Dar ca să fii fan al lui Donald Trump, păi frate, trebuie să fii bătut în cap rău. E bine, dragii mei, cea mai bună dovadă că ne pregătesc de război este că NATO, fiți atenți, știre, a început să construiască în România cea mai mare bază militară de pe continentul european. NATO urmărește să-și consolideze capacitățile de la Marea Neagră pentru, atenție, pentru a contracara activitatea Rusiei în regiune. Ce treabă are Statele Unite, care e pe partea cealaltă a globului pământesc, ce treabă are cu Marea Neagră? La care Rusia este, pe ca și cum ar veni rușii și ar zice, bă, vrem să contrabalansăm puterea Statelor Unite la Golful Mexic și de aceea facem o bază de 10.000 de oameni în Mexic. Păi Statele Unite e riverană la Golful Mexic. Cum să contracarezi tu influența Statelor Unite la Golful Mexic când Statele Unite e riverană acolo? E la fel așa. Cum să ai tu nesimțirea să vii de pe partea alta a globului la Marea Neagră să spui că tu vrei să contracarezi influența Rusiei la Marea Neagră? Bă, fraților, nesimțirea ca nesimțirea. Dar vă dați seama ce pericol e pentru noi, pentru România, cea mai mare bază antirusească în România? Vă dați seama că am devenit ținta numărul 1 pentru bombele atomice rusești? Avem Cogălnicianu, avem Deveselu, avem Câmpia Turzii, avem Cincu. Păi astea sunt primele obiective ce vor suferi un bombardament atomic în caz de începerea unui război total. Cum e posibil, bă, frate, bă, ca președintele României, ca primul ministru al României să accepte așa ceva? Nu ar fi fost normal ca românii să fi fost întrebați printr-un referendum dacă sunt de acord cu baze NATO pe teritoriul României? N-ar fi trebuit să fim întrebați dacă suntem de acord să vină 10.000 de militari americani în România? Atenție! Frumusețea e că o să trebuiască să-i și plătim noi, probabil. Cam înțeles că asta nu sunt 100%, dacă și pe ăștia. Dar ăia care sunt astăzi, vreo 3.000 în România, nu-i plătește familia Rothschild. Nu, sunt plătiți din banii noștri. De-aia avem deficit uriaș. De-aia avem deficite imense. Pentru că la toate nemernicile pe care le-au făcut cu salariile bugetarilor, au mai dat 2% din PIB și pentru ajutorarea Ucrainei și mai dau și pentru plata salariilor soldaților NATO de pe teritoriul României. Chipurile ei ne apără pe noi. Împotriva cui dracu ne apără pe noi? A, rușii, nu știți, rușii vor să vă cucerească. Sigur că nu-l bănuiesc pe Klaus de prostie. Nu poate să fie chiar atât de prost încât să pună botul că, într-adevăr, noi suntem în pericol să ne atace Rusia. Sigur că e un lacheu care își vinde țara, care își vinde poporul, ca să după ce, pentru ca după ce termină
la președinție, să prindă un postuț cald unde să aibă imunitate și să nu ajungă pârnaie când se vor reactiva cele vreo 30 și ceva de dosare penale pe care le are de pe când era primar. Sigur că e un șmecheruț. Sigur că Marcel Ciolacu, marele prim-ministru al României fără școală, sigur că n-are cum să comenteze ceva, pentru că el a ajuns în funcția aia datorită lor. El nu poate să muște mâna care l-a hrănit și care l-a făcut prim-ministru. Dintr-o nulitate l-a făcut prim-ministru. El a ajuns prim-ministru printr-o viclenie extraordinară. Bă, fraților, mă uitam, chiar am avut o revelație. Mă uitam zilele trecute la el, când vorbea asta cu candidatura la primărie, cu nu știu ce, și zâmbetul ăla al lui șmecher, parșiv, viclean. Bă, și tot îmi mă gândesc, eu de ani de zile, de când l-am văzut prima oară, bă, ce mi-inspiră mie omul ăsta? Mi-inspiră ceva, dar ce? Parcă mă duce undeva înapoi în timp, parcă am un deja vu cu el. Bă, și mi-am dat seama ceva. Bă, fraților, când îl văd pe Ciolacul ăsta, parcă văd un fost coleg de armată care avea aceeași moacă, dar exact aceeași moacă de șmecher, de viclean, de din ăsta care într-una complotează, care într-una face, se pune bine cu unul, se pune cu altul ca să răzbească, ca să-și atingă scopuri. Exact aveam unul din ăsta în armată. Bă, știți cum mi se spunea? Era, avea poreclă, vulpone, că era ca o vulpe. E, bă, fraților, am avut revelația asta. De acum încolo nu o să mă mai auziți să spun cuvântul Ciolacu. Pentru mine, nulitatea asta este Marcel Vulpone. Este Vulpone, 100%, credeți-mă. Nu îi se potrivește niciun alt nume mai bine decât ăsta. O să vedeți, în timp o să-mi dați dreptate. Ei bine, Vulpone, în loc să zică, bă, tată, stați așa, că facem referendum, să vedem dacă sunt de acord românii cu așa ceva, bază NATO de 10.000 de militari în România. Referendum. Nu, tată. A hotărât el așa, de capul lui. Cum, bă, băiete? După aia stați așa, că e și anticonstituțional, că eu știu că în Constituția României e scris că n-au voie să fie staționate trupe străine pe teritoriul României. Eu nu știu cum poate să facă ei bază NATO de 10.000 de oameni în România. Ăilalți am înțeles că erau provizorii, veneau doar la... Până acum așa au putut să fenteze Constituția. Că veneau în România doar pentru... Scuze, numai un pic, am pierdut TikTok-ul. Deci ca să continue emisiunea, trebuie să se rezolv un puzzle pe TikTok. Așa a vrut Joe Biden, tată. Altfel închide TikTok-ul dacă nu faci puzzle în timp ce faci emisiunea. Bine, tată. Deci, bă, fraților, ca să poți să aduci pe teritoriul României trupe străine, definitiv, îți trebuie să schimbi Constituția. Până acum era că vezi, Doamne, fac exerciții militare, vin unii, pleacă alții și așa mai departe. Acum nu mai e așa problema. Deci, bă, fraților, astăzi Vulpone se găsește într-o situație foarte delicată. A acceptat o chestie care este împotriva Constituției României. Sigur că nu cred că o să-l întrebe cineva. Sigur că nu cred că o să aibă cineva curajul să spună public la Digi Soros TV sau la Antena 3, la Radu Tudor, să spună că, bă, fraților, nu e în regulă. Dar asta este pseudodemocrația, fraților. Asta este. Suntem amăgiți toată ziua că ce fericiți trebuie să fim, că trăim în democrație, că avem drepturi, libertăți. De fapt, este tot o mare minciună. Alt nenorocit care are ordin să ne bage în război cu Rusia. Președintele Franței, Emmanuel Macron, face declarații despre o posibilă trimitere de trupe în Ucraina pentru a face pe plac Washingtonului și pentru a provoca un război între Rusia și aliații NATO, a declarat ministrul rus de externe Sergei Lavrov. Bă, rușii își dau seama de chestiile astea. Rușii nu stâmpiți. Când Macron zice că aduce 2000 de soldați în Ucraina, e normal că înseamnă că Franța este implicată în război, că declară război Rusiei. Adică așa tâmpiți să fie rușii să nu-și dea seama că sunt provocări?
Sigur că vor avea grijă rușii, i-au și spus. Pescov a ieșit și a spus, trimiteți, că îi trimiteți vii și vi se întorc înapoi în sicrie, toți. Dar până unde o să meargă răbdarea rușilor și cât de grele vor fi aceste luni care urmează, ne spune însă ministrul apărării din China, care, fiți atenți, care și normal și chinezii și-au dat seama că se încearcă provocarea. Nu vă mai spun că la granițele cu Ucraina sunt astăzi 20.000 de militari NATO cu tancuri, cu tunuri și cu toate alea, care așteaptă un ordin numai să treacă granița în Ucraina. 20.000. Permanenți. Stau acolo. Deci vă dați seama că lucrurile sunt foarte groase, dar ministrul apărării din China le pune frână. A declarat că China e gata să intervină în apărarea Rusiei dacă aceasta va fi atacată de NATO. Deci, practic, ce mai e până la un război mondial, dragii mei? Rusia, China, Iran, Coreea de Nord contra NATO. Sunt toate premizele și, așa cum vă spuneam, doar o înțelepciune fantastică și un noroc ne poate salva de izbucnirea unui război mondial, care, sper eu, că dacă se va produce, și sunt șanse mari să se producă, să nu devină unul atomic. Să fie doar unul din ăsta de uzură în care să fie distrusă Uniunea Europeană, așa cum își doresc rothschildienii, și să rărească populația, așa cum și-au propus, dar fără să ne afecteze pe noi românii. Cu toate că, fraților, vreau să vă aduc aminte, eu zilele astea, văzând situația și cum evoluează tot și cum România e transformată efectiv într-o țintă, mi-am adus aminte de prezicerile lui Arsenie Boca, care zicea că redeșteptarea națională și unitatea poporului român nu se va realiza decât după ce va fi trecută această țară prin foc și sabie. Și eu nu sunt un mare fan Arsenie Boca. Vă spun sincer că vă povestesc cum am ajuns eu la mormântul lui Arsenie Boca, că a fost o chestie ieșită din comun, adică e ceva ce nu o să uit toată viața. În jurul meu, prieteni de familie, cunoștințe, toți, a fost o perioadă acum vreo 10 ani, când era așa o nebunie totală cu Arsenie Boca. Și am fost la un picnic la iarbă verde cu prietenii și dintr-o vorbă în alta, nu știu, a venit cineva cu ideea, hai să mergem mâine la Arsenie Boca. Asta fiind, se întâmpla sâmbătă, să mergem duminică. Poate se uită la emisiune prieteni de-ai mei care își amintesc evenimentul. Bă, frate, toți, hai, eu care nu sunt din ăsta religios și cu sfinți și cu moaște, am zis, bă, eu ce să fac? Bă, că hai și tu, că ne distrăm și pe drum și după aia stăm acolo la o pensiune și bine, hai. Bă, seara am ajuns acasă, m-am culcat, visez noaptea, că la mine acasă, la ieșirea din dormitor, e pe o terasă mare, canapea cu... Na. Și, bă, visez noaptea că cineva îmi bate în geamul de la terasă, de afară, dinspre terasă. Am visat că m-am sculat din pat și m-am dus pe terasă. Când ies pe terasă, cine stătea pe canapea, pe locul meu? Un bătrân îmbrăcat tot în alb și cu o barbă mare albă, totul era alb și cu ochii albaștri. Și zice, fiule, am venit să spun ceva. Eu zic, zi moșule, care-i treaba? Care-i? A venit vremea. A zis că a venit vremea și ca un aur s-a dispărut, s-a disipat imaginea bătrânului. No, am visat chestia asta, m-am dus înapoi în pat și m-am culcat. Dimineața, bă, fraților,
Mă trezesc, hai să mergem la Arsenie. Eu mereu, papucii mei lângă pat, nu există. Mereu am papucii. Dacă vreau să mă duc la toaletă peste noapte, îmi pun papucii și mă duc la... Îmi iau papucii și mă duc la toaletă. Bă, fraților, cred că prima oară în viața mea, papucii nu mai erau. Dispăruseră, ca și cum mi-ar fi furat cineva, dar n-avea cine să-mi ia sau să facă glume. Bă, caut papucii peste tot. Nicăieri. Mă rog, am plecat la Arsenie Boca, aveam să găsesc papucii, dragii mei, a doua zi când m-am întors acasă, unde credeți că erau, pe terasă. Mergem la Arsenie Boca. Și fiți atenți. Pe drum, asta este ceva, poate unii nu o să mă credeți, dar sunt martori, care au fost mulți prieteni de mine. Când am ajuns aproape un sat înainte de a ajunge la mănăstirea unde e Arsenie Boca, prietenii zic, bă, care eram vreo trei mașini, hai să oprim aici să luăm niște ghivece cu flori ca să ducem la mormântul lui Arsenie Boca. Hai să oprim. Am oprit să luăm flori și am întrebat pe ăștia care vindeau flori. Bă, e lume multă la mormânt, la Arsenie Boca, că știam că e scozi mari de obicei. Se știa că e scozi și că stai și aștepți kilometri la coadă. Păi, zic, ăștia care vindeau flori, zic, ca de obicei, zice, dar parcă azi e mai multă lume ca niciodată. Duminică, vă dați seama. Ora două. Nu, zic, stăm la coadă de ne vine rău, ne prinde noaptea. Am plecat din sat cu florile, cu mașinile, mai erau vreo 5 km din sat până la mănăstire. Și mergem. Și tot așteptam să apară coloanele de oameni care stau la coadă și mașini. Nu mai apărea nimic. Bă, n-am înțeles. Nu. Și tot mergând, am ajuns la mănăstire. În fața mănăstirii e o parcare mare de mașini. Bă, niciun om, nicio coadă, vreo 4-5 mașini în parcare. Noi am rămas muți, nu înțelegeam unde sunt oamenii mulți de care ne ziceau ăștia. Ne-am gândit, bă, poate au luat-o prin altă parte. Poate cine știe ce s-a întâmplat, pe unde au dispărut oamenii mulți de care se vorbea. Ne-am dus înăuntru, în mănăstire, gol, nimeni. Bă, ăștia, prietenii mei, s-au oprit toți pe la niște chioșculețe să-și cumpere lănțișoare, cruciulițe. Unii s-au dus înăuntru în mănăstire să plătească acatiste și chestii din astea. Eu m-am dus de unul singur direct la mormântul lui Arsenie Boca. Am zis, bă, acum cred că nu-i coadă, că după aia se face imediat coada la loc. Dragul știe de unde apar toți și se face coada imensă. Zic, să profit, să mă duc și am terminat povestea. Bă, și mă duc și nu era nimeni. Numai lângă crucea lui Arsenie Boca, da? La mormântul ăla unde acolo și crucea aia de lemn în față, era un călugăr. Când mă vine, mă vede călugărul, cade în genunchi, în fața mea. Vă zic, ce te-a apucat? Ce ai dat în beri, care-i problema? Zice, lasă că știu eu cine ești. Da, fraților, am stat la Arsenie, au venit și prietenii, vă dau cuvântul meu. Am stat 10 minute și ne-am luat cu călugărul la povești și nu știu ce, că eu am început să-l chestionez ce a venit și nu știu ce și de unde mă cunoaște. Și nici nu ne-am dat seama când au trecut vreo 10 minute și când să plecăm, în spatele nostru, vă dau cuvântul meu, erau mii de oameni. Ne-am dus în parcare, parcarea era plină ochi de mașini. Este cea mai mare ciudățenie din viața mea. Au mai fost niște chestii, dar nu mai intru la mănunt, că nu vreau, că e actualitatea românească. Nu? Am făcut o scurtă paranteză, îmi cer scuze. E bine, dragii mei, sunt și urmări economice, urmări financiare, urmări sociale deosebit de gravă la situația internațională tensionată în care trăim. Și un fan de al emisiunilor mele mă ruga să comentez, știți că am comentat de mai multe ori despre situația economică și financiară prin care trecem, dar îmi cere un fan de al meu astăzi să spun ce părere am despre evoluția Bitcoin, pentru că despre asta chiar n-am vorbit deloc în ultimele luni. E bine, fraților, evoluția Bitcoin-ului este un alt mare semn de întrebare,
Un alt mare semn al crizei uriașe și a inflației ce va veni. De ce? Pentru că Bitcoinul a ajuns de la vreo 14.000 acum 6 luni, a ajuns la 70.000 de dolari Bitcoinul. Record absolut. Și ăsta este un semn extraordinar, bă, fraților. Ca să spui că nimic costă 70.000 de dolari, pentru că este nimic Bitcoinul acesta. Este o speculație, este o excrocherie, este un caritas. Să spui că un nimic costă 70.000 de dolari, vă dați seama în ce situație este finanța, economia mondială, în ce situație disperată e că oamenii nu mai au în ce să-și bage banii. Nu mai ai încredere să bagi banii să-i ții în bancă, pentru că știi că rămâi fără ei. Nu mai ai încredere să-ți bagi banii în acțiuni, că știi că se va prăbuși, că este un bubble imens ăsta bursier și se va prăbuși mai devreme sau mai târziu. Să mai atras cineva atenția, să nu mai folosesc englezisme. E o bulă speculativă această bursieră. Aurul a ajuns la cele mai mari valori din istorie și nici nu-l găsești. Înainte mai te duceai la bancă și puteai să cumpere. Acum nu mai găsești. Acum este foarte scump, dar nu cât ar trebui să fie de scump. Dar de ce e mult mai mare creșterea la Bitcoin decât la aur? Veți spune că și la aur a crescut foarte mult, dar nu atât de mult cât a crescut la Bitcoin. Păi în primul rând că aurul nu-l găsești, în al doilea rând este o problemă imensă că atunci când ai nevoie de bani și vine criza economică și criza socială, cine îți cumpără ție aurul? Cât de ușor e să-l vinzi în condițiile în care toată lumea a sărăcit? E mult mai greu să-ți vinzi aurul și să faci din el bancul care să-ți iei pâine. Pe când Bitcoin-ul a intrat pe telefon și l-ai schimbat instantaneu. Că nu-l vinzi la 70.000, îl vinzi la 50.000, dar ai bănuțul cu care te duci să-ți cumperi pâinea. Deci este cea mai volatilă și sigură și nu poți să pierzi, cum poți să pierzi toți banii dacă îi ții în bancă. Pentru că vă spun un lucru sigur, cei care aveți bani în bancă, îi veți pierde. Dacă începe criza, dacă începe cataclismul ăla la care se așteaptă toată lumea, vine tsunamiul financiar, se vor prăbuși băncile. Bineînțeles că 70-80% din bănci vor da faliment. Dacă ai norocul să n-ai banii într-o bancă care va da faliment, e bine. Dar dacă ai banii într-o firmă care a dat faliment, în limita 100.000 de euro, sigur că dai garantat de stat prin lege, o să-i vezi. Dar când? La Sfântul așteaptă. Și până atunci mor de foame. Ăsta este motivul pentru care Bitcoinul s-a dus la 70.000. A devenit ca nimicul, ca să vedeți ce paradox, ce ironie a zilelor noastre, a devenit Bitcoinul, adică nimicul, să coste cel mai mult. Să fie cel mai valoros, cel mai puternic. E șocant. Vă dați seama că nepoții noștri peste 100 de ani vor râde despre situația în care ajunsese economia mondială în 2024. Ca nimic să coste 70.000 de dolari. Dar face parte din ciudățenile incredibile ale vieții, ale lumii în care trăim noi astăzi, dragii mei. Este șocant. Este șocant pentru mine. E bine, pentru că nu aveam și așa destul de multe probleme și pericole în țara asta, iată, copilul de securist care conduce Ministerul Energiei ne-a anunțat fericit că a reușit să facă el un business mare de tot. Proiectul reactoarelor modulare mici americane de la Doicești va fi pus în practică. Sigur că da, de firma americană respectivă, NuScale, care nu a obținut autorizație să facă așa ceva în Statele Unite pentru că este o tehnologie periculoasă, dar a primit autorizație să facă în România o centrală nucleară mititică și modulară și șmecheroasă. E bine, dragii mei, veți spune, las că e bine că o să avem energie electrică ieftină. Ei, dragii mei, nu va fi ieftină. Eu n-am înțeles. Burduja ăsta, fiul de securist, care, copilașul ăsta, care a fost instruit pe la mari școli neomarxiste,
pe banii noștri furați de tasul, ne spune că va costa centrala asta modulară care asigură energia la 40.000 de gospodării, cam atâta poate să asigure, deci cam poate să asigure pentru un orășel mic, da? Cât Codlea, de exemplu, sau cât Buzău, poate, nu știu dacă chiar Buzău. Deci, o centrală din asta periculoasă, care asigură energia pentru un orășel mic, care este de vreo 20 și ceva, dacă nu mai mult de 20 de ori, mai mică decât centrala de la Cernavodă, nucleară, alea mari, clasice, e bine, centrala asta va costa 6 miliarde de euro. Centrala de la Cernavodă, 3 și 4, care trebuiau să le facă chinezii, ar fi costat doar 4 miliarde și asigurau de peste 20 de ori mai multă energie electrică. Numai că aia nu erau buni, că erau chinezi. Și era o tehnologie omologată și folosită în toată lumea. Asta e americană și e periculoasă și neaprobată nici în America, dar e bună la Burduja și va costa 6 miliarde de euro. Bă, fraților, eu primul lucru, ca orice om de afaceri, când aud cifre și business, încep să calculez. Bă, și am calculat cât înseamnă 6 miliarde de euro, în cât timp se va amortiza investiția asta. Pentru că un om de afaceri, pentru orice investiție, primul lucru la care îi se duce în minte este în cât timp se amortizează. Bă, fraților, eu am calculat că dacă această investiție, am făcut calculele, am împărțit 6 miliarde la 40 de ani, am zis că să se amortizeze în 40 de ani, care e uriaș, e o cifră imensă, 40 de ani, vă dați seama, în 40 de ani o mai plătești încă o dată pentru mentenanță și service. Dar să zicem că 40 de ani. Bă, fraților, 6 miliarde, dacă împarți la 40 de ani, dacă împarți la 12 luni și dacă împarți la 40.000 de gospodării, o să găsiți un rezultat de vreo 600 de dolari pe lună. Deci, va trebui, de euro. Deci, va trebui, fiți atenți, ca această centrală să se amortizeze, fiecare gospodărie care primește curent electric de la tovărășelul Burduja va trebui să plătească numai pentru amortisment 600 de euro pe lună. Plus valoarea curentului după aia produs. Adică salarii și uraniu folosit acolo și toate alea. Bă, vă dați seama, 600 de euro numai că îți vine curentul, nu și ce ai consumat. Sigur că da. Nu o să plătească românul 600 de euro pe lună ăștia. O să-i plătească statul român. Dar vă dați seama ce țeapă imensă. Unde s-a pomenit așa ceva, frații? Să faci așa business cu așa o țeapă imensă. De ce n-au făcut reactorul 3 și 4 de la Cernavodă cu chinezii cu 4 miliarde și asigurau energia aproape la toată țara? Care era într-adevăr un business bun. Nu, tată, facem cu americanii, cu 6 miliarde, o chestie cu care ai fi putut să o faci cu 6 milioane cu turbine eoliene, ca să asigure energia electrică la un orășel precum Codlea. Este incredibil cum se fură banii acestei țări și după aia ne mirăm că avem deficite bugetare de 7%. Fiți atenți, pe primele două luni anul acesta avem deficit bugetar aproape 2%. E noaptea minții, fraților. Este incredibil. Dați seama, deficitul bugetar va fi anul ăsta peste 7%. Ei spun că o să-l rezolve cum? Că după alegeri, bineînțeles după alegeri, nu înainte, o să bage TVA-ul 21% și o să crească impozitele pe salarii. Deci asta înseamnă că tot noi vom plăti. De fapt, noi vom finanța astea 6 miliarde și multe alte miliarde date pe submarine, pe tancuri Abrams, pe artificii Patriot și alte prostioare, tot noi le plătim. Le plătim sub formă de TVA, sub formă de impozite pe profit. De 3 ori va crește la anul, deja ne-au anunțat, impozitul pe case și pe apartamente. De 3 ori, nu cu 30%. De 3 ori cât ați plătit până acum. De ce? Pentru că ei trebuie să acopere găurile uriașe de la buget făcute cu firmele americane. Pentru că noi așa ei ne apără pe noi. Ne apără de ruși.
E groasă de tot, bă, fraților. Deci dacă nu reușim să dăm jos de la putere anul ăsta, alianța asta ticăloasă, PSD-PNL, dacă nu reușim să aducem niște patrioți la conducerea României și dacă nu reușim să ne rupem de Uniunea asta europeană ticăloasă și de acest NATO care efectiv ne jefuiește ca în codru, va fi o sărăcie ce nu s-a pomenit în țara asta. Gândiți-vă că deja avem un grad de îndatorare de vreo 60% din PIB. Peste, eu zic că avem chiar mai mult, că eu zic că avem vreo 200 de miliarde de euro datorie, în condițiile în care PIB-ul nu trece de 320 de miliarde, asta înseamnă că avem 60, eu zic că 70%. Păi, fraților, pentru o țară ca România, care nu mai produce nimic, care doar consumă, este faliment curat. Iar falimentul unei țări se măsoară prin sărăcirea, prin pauperizarea poporului. Asta înseamnă falimentul unei țări. Pentru nemerniciile pe care le-au făcut ăștia, Virgil Popescu, Vulpone, Claunus, Ciucă, Câțu, cu părul lui, Vlăduț Voiculescu, bă, fraților, noi o să plătim. Noi o să plătim și mizerile lui Burduja, și a lui Popescu, și a lui Vulpone, și a lui Câțu și toate. Noi, cu un grad de sărăcie imens, cu scăderea dramatică a calității vieții și, vă spun sincer, dacă ar fi prin absurd să ajung vreodată prim-ministru, să zicem, peste 6 luni, băi, fraților, nu știu cum aș scoate-o la capăt. Pe cuvântul meu, deci, cu siguranță, la fel cum îmi vine să refuz acum participarea pe listele SOS la europarlamentare, la fel cred că aș căuta să ofentez și să nu îmi asum o astfel de responsabilitate, pentru că mi se pare că nici cel mai mare geniu în economie și în management nu mai poate salva această țară din halul în care a distrus-o această mafie pesedisto-penelistă, neomarxistă, stai, și USR-ul, că și USR-ul a participat, că afacerea este Câțu Vlăduț Voiculescu. Și acolo sunt bani mulți. Și contractele de înarmare cu NATO sunt opera tot a gangsterilor ăștia de PSD, PNL și USR. Deci, bă, fraților, nu știu cum se mai poate salva această țară. Am văzut mare bătălie acum și circ pe subiectul candidaților la posturile de primar. Se bat, bă, fraților, să fie primari. Și stau și mă minunez. Bă, frate, ca să fii primar e o responsabilitate uriașă. Ca să fii primar este o muncă titanică să salvezi, că toate orașele sunt în ultimul hal de mizerie și de sărăcie și de văduvite de investiții în infrastructură. Bă, fraților, cum să te bați ca să ajungi primar? Trebuie să fii nebun la cap, să fii inconștient. Să-ți iei pe cap niște responsabilități și niște probleme imense pentru un salariu de 10.000 de lei pe lună. Puteți să fii nebun. Vă dați seama că este mai mult decât evident că ei, de fapt, își doresc să ajungă primar, pentru că știu că de acolo începe să vină banul pe șpăgi. Că doar nu stâmpiți să se ducă acolo, să-și ia numai bobârnace, să vadă că nu poate să facă nimic, pentru 2000 de euro pe lună. Păi, o vedeam pe udrica asta de PSD, pe Gabriela Firea, ce disperată și supărată era că ea vrea să fie primar. Bine, probabil că o bate soțul, o bate la primarul de la voluntari. Cred că e o trage dacă nu îi aduce trofeu primăria Bucureștiului. Dar, bă, fraților, bătălie mare și până la urmă, ca să nu se supere nimeni,
Vulpone și Cuciucă au hotărât să pună candidat la primărie pe unul care n-are nicio șansă, mai bine să iasă prostalăul ăla de piedone. Dar frumos a fost cum au convins-o pe Firuța să nu mai facă scandal că nu o pune primar. I-au propus să fie pe listă la europarlamentare. Ce or fi zis? Bă, Firuțo, mai bine bani mai puțin, dar albi, oficiali, decât negri și cine știe, poate ajungi și tu și bărbatul tău la pârnaie, că mai prinzi un post din ăsta de primar, că bărbatul tău e cam nesătul și pandeluț te bagă și la pușcărie. Așa că zi mersi, te duci la Bruxelles, ai scăpat și de presiunile pe care le pune pandele pe tine, îți găsești și tu un gagic pe acolo, trăiești și tu fericită și ai și bănuți. Mai puțin, dar albicioși. Adică sunt curați, sunt cinstiți. Decât să stai la primăria Bucureștiului să iei banii negri cu sacul și să vină după aia de neau și să te ia cu cătușele. Adică, și mai stai și cu pandele în același pat. În loc să stai și tu cu un băiat mai tânăr, cu na, un bruxeles ceva acolo, sau un europarlamentar, poate îți găsești și tu pe acolo printre candidați, unul mai drăguț, mai frumușel, cine știe. Așa că s-a liniștit Gabrieluța când a auzit că e pe lista de europarlamentare. Am văzut-o că nu mai era supărată. A reușit. Deci Vulpone are putere de convingere și o viclenie fantastică. I-a mers mintea. Că bă, frate, lasă mai bine să punem unul care nu are nicio șansă și care nu-i membru PSD, nici PNL, care nu o să zică nimeni că e eșecul meu sau al lui Ciucă, că oricum câștigă piedone. Și ia ăla problemele pe cap și avem noi grijă pe ăla, după aia cu controle și cu toate alea, să îl înfundăm ca lumea, să-i treacă cheful de a mai concura împotriva noastră la ciolane. Bă, Vulpone e fantastic, vă spun. Deci e, nu degeaba, adică e clar că pentru a ajunge șeful celui mai mare partid din România, bă, fraților, n-ai școală, n-ai, dar trebuie să ai niște calități. Dar nu poți să ajungi, vă dați seama, ca să ajungi șeful PSD-ului, cât de iscusit trebuie să fii în pupincureală, în lingușală, în trasfori, în a-ți săpa colegii, în bârfeală, în cicăleală, în toată prostie. Deci trebuie să fii un artist în toată regula. Trebuie să fii de o viclenie rară, să te pui bine cu toți. Vă dați seama. Să n-ai nici bani, că ăsta nu a fost vreun miliardar, să zici că a avut bani să-i cumpere. Deci Vulpone are calități fantastice. El este un supraviețuitor, exact ca o vulpe. Deci nu putem să spunem că nu-i meritocrație în România. În România este meritocrație, este o meritocrație specială, vulpească. E bine, dragii mei, Germania îl trimite la pușcărie în România, pe marele din Maramureș, pe cancerul femeilor gravide, pe Cherecheș, frumusețea Carpaților, care, spre surprinderea mea și a tuturor, a fost trimis de nemțelei înapoi în România. Cu cheltuieli de vreo 2 milioane de euro au reușit românii să-l aducă înapoi pe marele. Bă, fraților, ăștia-s bani plătiți de noi, din buzunarul nostru, a românilor. Nu plătește nimeni. Nici Vameșul care l-a lăsat să treacă, nici Cherecheș, nici nimeni. Nu. Noi românii plătim ăștia 2 milioane că a fost adus să facă pușcăria în România. Dar fiți atenți, asta s-a întâmplat cu Germania. Sunt o grămadă de infractori români, cum sunt ăștia, Săvulescu și cum e Oprescu și mulți, cum e Bica, care sunt prin Italia, prin Grecia, cum e Popoviciu în Anglia, care, bă, fraților, nu poți să-i aduci nici cu miliarde înapoi în România. De ce? Că au mituit judecători și procurori pe acolo și au beneficiat de protecția statului grec sau italian sau englez. Dar, ce interesant, România este în EU cu Grecia, cu Italia, și totuși, Italia și Grecia nu ne respectă. Normal ar trebui să spună justiția italiană
Bă, frate, ce cauți aici? Ești condamnat în România. Vă-alea înapoi în România. Cum să vii tu să vrei să fii rejudecat aici și un judecător italian să-ți dea cum că lasă că faci pușcărie la domiciliu? Păi bă, frate, atunci ar trebui să facem și noi la fel. Toată mafia, toți gangsterii, toți criminalii din Italia să vină în România și statul român să zică italienilor, na, na, stă aici, lasă că face arest la domiciliu aici în România. Nu, nu, nu extradăm nimic. Dar se pare că nu. Noi românii ne extradăm și copilașii și totul, că așa cere. Cere justiția din Anglia ca o femeie care a făcut niște copii cu un englez să își piardă copiii, românca, și să fie trimiși copiii în Anglia, că așa a hotărât o instanță din Anglia. Fiți atenți! România respectă deciziile instanțelor din Anglia, sfințește. Dacă trebuie sacrificată o familie de români, asta e. Rupem copiii de mamă și îi trimitem în Anglia. Că așa a zis o instanță englezească. Dar, dacă noi românii zicem, trimiteți-ne pe coruptul ăla de Săvulescu, sau pe ăla de pe Arsene, sau pe Bica, nu putem, că au drepturi. Numai noi n-avem, bă, fraților. Noi românii suntem proști europeni, mă, suntem bătaia lor de joc. După aia se mai miră că românii vor să ieșim din UE. Păi cum să nu vrei să ieși? În Schengen nu ești primit și ești batjocorit. Instanțele de judecată anulează toate condamnările corupților și gangsterilor din România. Își bat joc de noi în toate felurile. Ei au voie centrale pe cărbune să-și facă curent ieftin, noi nu avem. Ei au voie hidrocentrale, noi nu avem. Noi trebuie să împădurim terenurile agricole, noi trebuie să dăm tot petrolul și gazul cadou austriecilor, noi suntem bătaia lor de joc la toate categoriile. După aia se miră că vin din ăștia eurosceptici ca primă. Păi eu nu sunt eurosceptic, mă, fraților. Eu nu vreau să-și mai bată joc de noi. Eu vreau ori să fim tratați corect, cinstit, egal cu ei, ori dacă nu se poate, atunci lasă, tată, lasă-ne în pace. De ce să stăm să fim umiliți și batjocoriți în halul ăsta? Deci, dragii mei, Alinuța se zbate, l-a adus pe din Carpați înapoi în România. Probabil că nu s-a încrâncenat ea în așa hal să-l aducă pe Chereche și înapoi degeaba. O fi aflat că are omul niște calități speciale, s-o fi gândit că vrea și ea să vadă dacă e adevărat. Că altfel, mai ales ea, Alinuța, care este cunoscută și arhicunoscută, că ea e cea care se dă huța-huța și îi place foarte mult cu căruța. A dat 2 milioane din banii românilor să-l aducă pe Chereche și acasă, să facă pușcăria aici, ca să vadă și ea, dacă e într-adevăr așa cum zice lumea. Normal, se reglează lucrurile, vedeți, pentru unii se poate. Pe unii poate să-i aducă Alinuța acasă. Ce să aduci la Oprescu acasă, bă, fraților? Hai, mă, să fim serioși. Au 80 ceva de ani. Ce femeie, ce ministru al justiției femeie și l-ar putea dori pe Oprescu? Pe doctorul Oprescu. Nu mai valorează 2 bani, mă. Cum să dai 2 milioane să-l aduci pe Oprescu acasă? Ei, pe Futăciosul din Carpați, da. Pentru ăla merită să cheltuim 2 milioane să-l aducem acasă. Vedeți? În unele cazuri se poate. În alte cazuri, huța-huța, dar i-a murit puța. N-ai ce să faci. Asta e viața. Asta e viața. Oprescu a avut noroc. Cherecheșu n-a avut noroc. N-a avut noroc de celulă. Dar o să aibă noroc de altceva. O să aibă noroc de... de o... rapandulă. E bine, dragii mei, să-mi scuzați acum, nu, eu trebuie să improvizez, că nu poți așa pe moment să-ți vină idei să faci poezii cu rimă la secundă. Ce mi iese și mie? Cum se potrivește? Cum se nimerește? E bine, dragii mei, ce mai avem aici? Avem un ultim subiect și ați scăpat de mine, că se fac 2 ore, am mai scurtat, am sărit peste 2 care nu sunt așa importante. Și
Vreau să vă aduc o veste foarte interesantă. Isu Timiș a realizat joi un exercițiu în clădirea unde își are sediu și consulatul Germaniei de la Timișoara. Un exercițiu pe timp de pace, dar autoritățile germane au cerut acest exercițiu în mod special pentru că se pregătesc de un posibil război pe teritoriul României, spune Antena3.ro. Atenție, nu-i fake news. Că știu că imediat o să vină vreunii să mă acuze că e fake news. Nu. De pe Antena3.ro e știrea. Deci autoritățile germane pregătesc consulatul Germaniei pentru un exercițiu pe timp de pace, dar se pregătesc pentru posibil război și vor ca consulatul Germaniei, ca virgulă, consulatul Germaniei de la Timișoara să fie pregătit. Anul viitor, ne zice același site, armata germană va face aici un exercițiu de extragere a cetățenilor germani în caz de izbucnire a războiului în România. Deci fiți atenți. Statul german își pregătește consulatul pentru un posibil război și face exerciții de a-și extrage cetățenii germani în caz că începe războiul. De ce trebuie să extragă? Pentru că atunci când începe războiul, se închid complet granițele. De ce? Ca să nu fugă și românii, carnea de tun românească, să nu fugă din România, cum au fugit carnea de tun ucraineană din Ucraina când a început războiul. Ca să nu fugă, pentru că românii sunt mai potriviți pentru carca și carne de tun, sunt mai frageți și mai plăcuți, e bine, și pentru că trebuie răriți, noi așa, se vor închide granițele. Da, da, ambasada Germaniei, statul german, trebuie să se asigure că își va putea extrage cetățenii germani din România, că cetățenii germani nu sunt buni de carne de tun. N-au frăgezimea necesară. Și atunci, sigur că da, ei, statul german, care știe că va începe un război și România va fi foarte, dar foarte implicată în acest război, se pregătește să-și scoată oamenii din țară, dintr-o țară din care alții nu vor putea ieși. Ce interesantă e această știre, nu? Pe noi românii cine ne extrage de aici? Că înțeleg că pe cetățenii germani din România, la anul, când va începe războiul, ne spun nemții, îi vor extrage, deja se pregătesc. Cum se extragă pe cetățenii germani? Dar pe noi, cetățenii români, cine dracu o să ne extragă, cine o să ne salveze, bă, fraților? Sigur că îmi pare rău că încheie emisiunea cu această știre, trebuia să le inversez, să vă spun pe aia întâi cu Cherecheș din Carpați, că am fi mers la culcare într-o notă pozitivă, optimistă, am fi trăit toți cu imaginea că poate și noi putem ajunge la pușcărie să ne salveze Alinuța, căreia îi place huța-huța. Sigur, îmi cer scuze dacă din nou am greșit și încheie emisiunea cu o știre negativă, dar, dragii mei, eu sper că vom avea și vești bune în curând. Sper că SOS va putea să ajungă pe listele de alegeri europarlamentare. Sper că SOS și AUR la un loc vor reuși să facă mai mult de 50% la aceste alegeri europarlamentare și vor trimite în Parlamentul European niște politicieni conservatori care se luptă împotriva noi ordini mondiale sataniste al lui Ursula von der Leyen și a familiei Rothschild și Soros. Dragii mei, dacă până joi se vor aduna în total prin absurd 10.000 de like-uri și distribuiri, ne vedem joi la ora 9. Dacă nu, ne vedem duminica viitoare la ora 21. Sper eu cu vești mai bune decât astăzi și cu mult optimism să privim spre viitor, pentru că asta este tot ceea ce mai avem. Până data viitoare, cu Dumnezeu înainte. La revedere! Sanjoy.ro